Deschidem Cartea Domnului la Cartea Exodului, capitolul 31, și vom citi primele 11 versete. Exodul, capitolul 31. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: Să știi că am ales pe Bezaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință, pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahimas, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți, ca să facă tot ce ți-am poruncit. Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului, masa cu uneltele ei, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot, cu toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui, veșmintele pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aron, veșmintele fiului lui pentru slujbele preoțești, undelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru sfântul locaș. Le vor face după toate poruncele pe care ți le-am dat. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să mulțumesc Domnului că în sfârșit am ajuns la sfârșit. Studiul ăsta biblic din Vechiul Testament a fost cam lung. Noi l-am intitulat În drum spre țara promisă, spre Canaan, și în seara aceasta vreau să încheiem acest ciclu cu o discuție despre cortul întâlnirii. Va fi mai mult decât un studiu biblic, o prezentare de imagini și de discuții, și aș vrea să încheiem cu nota aceasta, înțelegând cea mai mare realizare, dacă vreți, a evreilor pe care ei ne-au lăsat-o. Surprinzător că acest popor, care n-a făcut artă de-a lungul istoriei, ne-a lăsat o comoară inestimabilă, nu numai prin Sfânta Scriptură care avem de la ei, dar și prin cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii, care veți vedea în studiul din această seară, este un prototip a împărăției lui Dumnezeu, a împărăției cerești, a ordinii pe care Dumnezeu o are în împărăția lui. Urmează ca de joia viitoare sau o altă proximă joi, dacă nu avem ceva musafir, în seara asta am crezut că am să scap, văzându-i pe frații care sunt musafiri la noi de la Prescott, mă bucur întotdeauna când mai scap și pot să las pe alții. Dar dacă nu vine niciun musafir joia viitoare, vom începe din nou un ciclu, dar de data asta din Noul Testament. Am fost prea mult în Vechiul Testament, vom intra în Noul Testament și de data asta vom studia din Galateni, capitolul 5, despre roada Duhului Sfânt. Galateni, capitolul 5, versetul 22, care spune așa de frumos: roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Țin minte când am ținut prima dată un asemenea studiu biblic despre roada Duhului, m-a sunat un frate din America și m-a întrebat ce mai predic. Am spus: uite, roada Duhului, zice, e roada Duhului. I-am zis: nu, nu fac schimbul ăsta, țineți faptele firii pământești pentru dumneatale, eu rămân cu roada Duhului. Voia să spună că putem să facem un schimb de studii biblice. El ținuse atunci recent despre faptele firii pământești și eu am avut o dilemă: să încep cu faptele firii pământești sau să vorbim despre roada Duhului prima dată. Cred că e mai corect să vorbim despre cele pozitive și pe urmă să ne gândim și la celelalte, pentru că ar trebui să le cunoaștem și să ne ferim și de faptele firii pământești. Dar spuneam că vom încheia seara aceasta acest periplu prin Vechiul Testament, pe care noi l-am numit spre Canaan. Teza principală era că, așa cum evreii au întâmpinat diferite greutăți, diferite dificultăți
în drumul lor spre țara promisă și noi, spre Canaan, avem de înfruntat ispite, necazuri și diferite obstacole. Am văzut că avem și noi o problemă a pâinii, cum au avut evreii, avem treabă cu apa, avem probleme cu uriașii, avem problemele noastre și avem și noi ispitele exact care le-au avut evreii. Am fost, într-un fel, să zic, ispitit să studiem cele 10 ispite pe care evreii, de fapt, spune Domnul că l-au ispitit pe Dumnezeu cu ele. Spunea Domnul, de 10 ori m-au ispitit, de 10 ori m-au provocat evreii ăștia în călătoria spre țara promisă. Și mă gândeam că ar fi foarte bine să studiem cele 10 ispite care au venit peste evrei și l-au provocat pe Dumnezeu, nu? Pentru că sunt aceleași lucruri care ne provoacă și pe noi, ispite care bat și la ușa noastră. Da, era prea lungă călătoria asta în Vechiul Testament, așa că vom face o mică, un mic popas în Noul Testament, câteva săptămâni și pe urmă o să revenim la acele 10 ispite pe care evreii le-au provocat, de fapt, pe Dumnezeu cu ele. Dar în seara asta am zis că vorbim despre cortul întâlnirii. Prima dată, hai să discutăm un plan al acestui cort. Planul este extrem de simplu, nu este o construcție foarte simplă. Mulți dintre noi când auzim de cort, ne gândim la o colibă din aia de la țară sau cine știe, un cort în care am fost și noi în camping undeva. Nimic mai fals. Vom descoperi că construcția aceasta a fost extrem de elaborată, foarte bine gândită și n-a fost deloc o înșghebare așa, eu știu, rapidă a unui cort în care să desfășoare o anumită activitate. Este un proiect divin la care Dumnezeu a lucrat, i-l-a dat lui Moise și ați văzut în textul pe care l-am citit în această seară că Dumnezeu a dat pricepere, a dat daruri spirituale speciale unor oameni să facă lucrarea aceasta. Să știți că darurile Duhului Sfânt nu sunt limitate. Cine crede că Duhul Sfânt dă numai un anumit pachet de daruri bisericii sale, greșește. Iată că Duhul Sfânt a dat daruri acestor oameni să sape în piatră, să sculpteze în aramă, să facă legături metalice, să țese și să facă obiecte și să născocească, spune Sfânta Scriptură, lucruri noi, lucruri neobișnuite, lucruri meșteșugite. Duhul Sfânt dă daruri bisericii sale în funcție de nevoile pe care le are biserica. Ei bine, cortul acesta, geometria și planul este extrem de simplu. Toată partea aceea cu galben este curtea cortului, are la est, cum sunt puse punctele cardinale, o ușă de intrare. Vom vedea fiecare obiect pe rând, gardul, cum a fost construit, dimensiunile, dar din moment ce ai intrat în această curte, primul lucru pe care îl vei întâlni este altarul pentru arderile, pentru jerfe. Dincolo de altar, între altar și cort, așa, era ligheanul acela de aramă sau marea de aramă în care preoții se spălau înainte să își exercite slujba lor de a duce jertfe înaintea lui Dumnezeu. Apoi cortul are două încăperi foarte distincte. Este locul sfânt și locul preasfânt, Sfânta Sfintelor, cum spunem noi românii. În prima încăpere, în locul sfânt, unde au acces preoții, așa care slujesc la cort, sunt trei obiecte foarte importante. Le vom discuta pe rând și le vom vedea cum sunt. Este, în primul rând, menora sau candelabrul acela cu 7 brațe, care este pe partea stângă. Pe partea dreaptă este masa pentru punerea înaintea pâinilor, înaintea lui Dumnezeu. În fiecare zi se puneau pâini proaspete înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, în fața
Sfintei Sfintelor, înaintea perdelei care desparte locul sfânt de locul preasfânt, este altarul tămâierii. Vom discuta și despre el imediat. Și apoi, dincolo de perdeaua aceea dinăuntru, este locul preasfânt, unde există un singur obiect. Este chivotul legământului. Vom discuta imediat toate lucrurile acestea pe rând. Iată cum ar arăta, de fapt, și-a imaginat cineva, un pictor, cum era în timpul nopții așezat acest cort. Bineînțeles, deasupra cortului, deasupra Sfintei Sfintelor, era această lumină a prezenței lui Dumnezeu, norul lui Dumnezeu, care vorbea despre prezența lui Dumnezeu, despre faptul că El locuiește deja în cort. Este o altă imagine a cortului, așa cum ați văzut, gardul acela care îl înconjoară, cortul și preoții care lucrează la altar și la Marea de Aramă. Așa era tabăra lui Israel, cortul întotdeauna era în mijlocul taberei lui Israel. Există specificații în Vechiul Testament exact unde fiecare seminție trebuie să stea, la nord, sud, est și vest de cortul întâlnirii, câte trei triburi, dacă vreți, trei seminții, de o parte și de alta, celor patru laturi ale cortului întâlnirii. Iată care este distribuția din Noul Testament, din Vechiul Testament. Spre nord este Neftali, Asher și Dan, spre sud este Ruben, Simeon și Gad, spre est este Iuda, Isahar și Zabulon și spre vest este Efraim, Manase și Beniamin. De fapt, se numeau și Iosif, toată această conglomerație de trei triburi. O altă imagine cum arăta cortul. În timp ce se deplasează coloana lui Israel, există prescris în Vechiul Testament o ordine foarte clară. În fruntea coloanei este întotdeauna Moise. Liderul este în frunte. El trebuie să înfrunte, de fapt, surprizele călătoriei. După el vine Aron și apropiații lui, preoții, și imediat în spatele lor este cortegiul cu chivotul legământului. Veți vedea din construcția acestor obiecte că toate au fost construite pentru a fi transportate. Pentru a fi transportate. Se puteau demonta rapid și se putea aranja coloana asta pentru plecare. Urmeau alte triburi aici în față, pe urmă erau cei care duceau cortul, o parte din obiectele cortului, alte triburi, alți reprezentanți care duceau obiectele cortului și așa se deplasa de fapt această coloană de marș a lui Israel prin pustie. Dar haideți să discutăm puțin despre curtea cortului și jertfele care de fapt aveau loc aici, în curtea cortului. La poarta cortului sosea evreul cu animalul pe care voia să-l ducă de jertfă și atunci ieșea preotul, stătea de vorbă cu omul care aducea animalul. Dacă era o jertfă de vină, trebuia să pună mâna pe capul animalului, semn de transfer a vinovăției, a păcatului asupra animalului acelui nevinovat, după care animalul era dus înăuntru, era junghiat pe partea stângă, așa a dumneavoastră și a imaginii, erau niște mese pe care, de fapt, se jupuiau animalele, se tăiau, se pregăteau pentru jertfa care trebuia să fie adusă. Am pus aici câteva dimensiuni ca să vă dați seama cât de mare era această curte a cortului. În primul rând, ea are în jur de 25 de metri la stradă, dacă vreți, așa, și adâncimea ei era de 50 de metri. 25 pe 50 de metri. Este o mărime foarte mare.
Nu știu dacă vă puteți imagina, dar e mai mare decât clădirea bisericii în care noi ne aflăm acum. Ea era înconjurată, curtea aceasta, cu un gard. Un gard, aici, din nou, dimensiunile, ca să vă dați seama, Biblia vorbește despre cot. Erau două coturi, dacă vreți, pe vremea aceea. Era cotul lung, împărătesc, care era de 20 de inci și 67, 20-67 de inci sau 52,5 centimetri, sau cotul scurt, care era de 45 de centimetri. Nu greșim dacă luăm la mijloc, ca să ne putem face o imagine mai corect, că ar fi fost jumătate de metru. Un cot era cam jumătate de metru. Deci imaginați-vă dacă lungimea cortului era de 30 de coți, asta înseamnă 15 metri, și dacă lățimea era de 10 coți, asta înseamnă că era lat de 5 metri. Deci clădirea cortului era o clădire, dacă vreți, de 15 pe 5 metri și înaltă de 5 metri. Deci înălțimea era de 5 metri. Sfânta Sfintelor era de 10 coți înălțime, 10 coți lățime și 10 coți înălțime. Era un cub perfect. Sfânta Sfintelor. Dar să discutăm puțin despre pereții acestui cort, pentru că aici avem de-a face cu un element de construcție absolut surprinzătoare. Pereții cortului sunt din lemn de salcâm, zice Biblia lui Cornilescu. Acum, în Vechiul Testament, dacă citiți în limba engleză, este acacia. Nu neapărat este salcâm, dar noi suntem obișnuiți cu traducătorii în limba română care întotdeauna ori ne-au ales copaci, ori plante care le-am cunoscut noi. De aceea la noi crește neghină în grâu și nu zâzanie, cum este în Scriptură. De aceea noi avem aici salcâm și nu acacia. Se pare că acacia este un copac semănător cu salcâmul, dar foarte diferit de salcâm. Se pot face scânduri mari din el, scânduri mari de 5 metri lungime, și asta nu este o scândură mică, și lățimea acelei scânduri, de fapt, trebuia să fie de 75 de centimetri, deci aproape de 2 fiți și jumătate. Cum să știți că nu se tăiau scânduri din copaci așa de mari, că erau și greu de găsit, dar se lipea una de alta și se crea o asemenea scândură, dacă vreți, care era încastrată jos într-un picior din aramă și sus avea un capitel de argint. Toată scândura asta era poleită cu aur. Era poleită cu aur. Dar nu numai că era poleită cu aur, dar ea se îmbina foarte corect cu următoarea scândură care venea după ea. Și fiecare scândură avea un fel de inele prin care intra trei drugi și sus și jos, o să vedem imediat, și se obținea această încăpere care practic avea jos o fundație de argint, nu de aramă, pereții de aur, nu? Și sus erau capitelele acelea de argint. Vă dați seama? O încăpere absolut impresionantă, de 5 metri. Acum noi suntem obișnuiți încă din România cu înălțimi de 2 metri jumate, nu? Cine avea și în România o casă de 3 metri, ăsta era mai bogat. Dar case de 5 metri, aproape nici în Arizona nu prea sunt aici la oameni foarte bogați, nu? Dar era foarte înaltă și imaginați-vă că era aur peste tot. Strălucea aurul în care erau poleite toți acești pereți. Spuneam că pereții aceștia erau
prinși la oaltă prin niște drugi care și ei erau poleiți în aur, tot din lemn de acacia sau de salcâm, și intrau prin inele, fiecare dintre elementele acelea de zidărie, dacă vreți, verticale, aveau câte două inele și drugul acela intra peste tot și le ținea pe toate prinse foarte bine la oaltă. Am avut o imagine aici cu stâlpul gardului. Ăsta este stâlpul gardului care înconjoară locul de închinare a evreilor. Și ăsta era din lemn de salcâm, avea inelele acelea de care se prindeau pânza de in care era a gardului și capitelul cu care era acoperit. E bine, cortul este acoperit cu trei învelitori foarte speciale. Le găsiți în Exodul capitolul 26, de exemplu, prima învelitoare este formată din 10 covoare de in subțire pe care sunt cusuți la gherghef ier heruvim. Se pare că singurul motiv de decor din tot cortul este heruvimul, îngerul cu aripele deschise. Deci pânza aceasta de in subțire este prima învelitoare a cortului, este formată din 10 covoare de in subțire, 5 legate pe o parte, 5 pe alta și pe urmă sunt legate la mijloc, toate au inele, copcii de strâns. Dacă citiți în textul Scripturii, veți fi șocați câte detalii ne dă Sfânta Scriptură de modul în care au fost executate aceste lucruri. Peste covorul acesta este așezat un alt covor care este un pic mai mare, este format din 11 covoare din păr de capră. Exodul 26, versetele 7 la 13, veți observa că are 11 covoare și unul este pus în așa fel încât să închidă partea din spate a cortului. Peste al doilea covor se instalează învelitoarea numărul 3, care e formată din piei de berbeci vopsite în roșu. Piei de berbeci vopsite în roșu. Și ele sunt mai mari ca celelalte. Vedeți că ele sunt întinse cu funii, în așa fel că sunt prinse în pământ, să acopere bine cortul întâlnirii. Și ultima învelitoare, care este de fapt și cea care îl scutește de intrarea apei, de penetrarea apei, este învelitoarea din piei de vițel de mare. Exod 26, versetul 14. Așa este acoperit cortul. Dar haideți să ne uităm puțin la perdeaua dinăuntru cortului. Acum, cei care au creat modelul ăsta și l-au fotografiat, bineînțeles, sunt oameni care au studiat Scriptura, nu neapărat înseamnă că așa a fost, pentru că nu-l mai avem ca să-l putem fotografia, dar aceasta este perdeaua dinăuntru care desparte locul sfânt de cel prea sfânt și are heruvimii aceștia pe ea. În curtea cortului întâlnirii, odată ce a intrat pe poartă, există altarul pentru jerfe. E bine, altarul pentru jerfe este creat din două piese foarte mari, distincte. Este cutia aceea care și ea e din lemn de salcâm sau de acacia, îmbrăcată toată în cupru. E îmbrăcată și pe din afară și pe dinăuntru, toată e îmbrăcată în cupru. Și are patru coarne la cele patru colțuri ale altarului. Probabil de multe ori trebuiau legate animale de coarnele acelea. Ele joacă un rol, pe urmă, în Biblie. Sunt oameni care, vrând să scape de moarte, s-au dus și s-au prins de coarnele altarului, crezând că vor scăpa. Ele joacă un anumit rol simbolic. Dar apoi este grătarul
pe care este așezat înăuntrul acestei cutii de aramă. Veți vedea vedeți din schema de aici că și obiectele acestea au drugi aceia special făcuți ca să poată fi transportați la o anumită ocazie cât mai repede. Așa se asamblează altarul și acestea sunt unelte care sunt pentru slujbele altarului. Tot felul cu care se umblă în foc, cu care se aduc jertfele, se duce sângele, se stropește grăsimea, cine știe câte procedee sunt de urmat la jertfele care se aduceau pe altar. Dar înainte să te duci la altar, să duci jertfe, trebuiau să se spele. Preoții trebuiau să se spele în acest lighean. Și ligheanul de aramă, marea de aramă, cum o mai numește Biblia, este formată și ea din două părți. Este ligheanul acela uriaș și piciorul pe care stă el. Dacă veți cerceta la templu, când Solomon zidește și face templu, veți vedea câtă artă și măiestrie este cheltuită pentru construirea acestei mări de aramă. Este foarte interesant acest lighean de aramă joacă un rol important în exercitarea funcțiilor preoțești. Ei trebuie să se spele de fiecare dată și înainte și după ce aduc jertfe înaintea lui Dumnezeu în această mare de aramă. Iată aici într-o altă imagine preoți care aduc apă, era foarte mare cantitate de apă, enorm de mare, care intra în acest lighean uriaș. Dar pentru locul sfânt era masa pentru punerea înainte a pâinii înaintea lui Dumnezeu. Și masa aceasta era executată toată din lemn de acacia sau de salcâm, îmbrăcată toată în aur și la fel cu drugea aceea gata de transport, pentru a fi transportată cu ușurință. Veți vedea, studiind în Vechiul Testament, că erau seminții și neamuri de oameni special desemnate să transporte obiectele astea. Nu oricine le putea transporta. Pe masa aceasta se puneau pâinile înaintea lui Dumnezeu, așa cum v-am spus. În templu, în locul sfânt, erau puse pâinile înaintea lui Dumnezeu ca un semn că Dumnezeu este Cel care dă pâinea și ne întreține viața. Apoi era altarul tămâierii și el făcut tot din lemn de salcâm, îmbrăcat totul în aur, cu drugea aceea gata de transportat. El era pus la mijloc înaintea perdelei dinăuntrul cortului și pe el se aducea tămâie și nu orice tămâie, ci este o rețetă special descrisă de Dumnezeu cum să fie prelucrată tămâia respectivă. Iată un preot la altarul acesta al tămâierii înainte de a aduce jertfă înaintea lui Dumnezeu și în final menora, deci acest candelabru cu 7 brațe. Era făcut cu totul din aur, din aur bătut. Locurile acelea în care ardea flacăra trebuiau făcute în așa fel încât flacăra să lumineze într-o anumită direcție numai. Nu erau, mă rog, o lumânare și arde peste tot, era în așa fel făcut ca un fel de oglindă să lumineze numai în față. Când evreii și-au redobândit statul lor, Marea Britanie le-a făcut un cadou extraordinar, o menoră din asta, uriașă, care și acum este într-unul dintre parcurile din Ierusalim. Un evreu, deci, este un preot cu menora. Dar vom discuta acum câteva cuvinte despre chivotul mărturiei. Chivotul mărturiei sau arca mărturiei
Era format și el din câteva obiecte extrem de importante. În primul rând era cutia aceea, care era și ea din lemn de salcâm, toată îmbrăcată în aur, pe din afară și pe dinăuntru, cu doi drugi de transport. Și apoi era capacul ispășirii, cum se numea, capacul chivotului, deasupra căruia erau doi heruvim cu aripile întinse, deasupra capacului ispășirii. Biblia este foarte clară și ne spune că heruvimii trebuia să stea cu fața în jos, privind spre capacul acela și cu două aripi să fie întinse în față și ele să acoperă capacul acesta al ispășirii. El se numește și scaunul îndurării. De fapt, evreii credeau și era și adevărat că Dumnezeu le vorbea de aici, de pe capacul acesta al ispășirii. Aici, acesta era instrumentul în care Dumnezeu comunica cu evrei. De aici o serie întreagă de teorii și de teoriile conspirației, nu? Explicații de toate soiurile, că ăsta era un aparat de emisie-transmisie, că aliens, acum, by the way, astăzi am auzit că americanii au recunoscut că, într-adevăr, Biden a recunoscut că au venit extraterestri. Probabil are nevoie să dea vină pe cineva dacă pică la alegeri, nu? Vin extraterestri. Da, s-au scris sute de cărți pe tema asta și din chivotul acesta mărturiei s-au făcut nu numai filme cu Indiana Jones și cu tot ce vreți, așa, dar o întreagă pledoarie de teorii și de idei prin care oamenii au început să-și explice cum le-a vorbit Dumnezeul evrei prin acest capac al ispășirii. Iată care este și scaunul îndurării, deci capacul acesta al chivotului. Înăuntrul chivotului au stat la început trei lucruri extrem de importante. În primul rând erau tablele legii, nu? Care aminteau de legea, de poruncile lui Dumnezeu care le-a dat pentru întregul popor Israel și nu numai pentru ei. Era un omer de mană, o farfurie, dacă vreți, un blit cu mană pe care Dumnezeu le-a dat-o evreilor să mănânce în pustie. Și era toiagul lui Aron care a înfrunzit și a înflorit. Dovadă că Dumnezeu a ales pe Aron să conducă destinele religioase ale nației sale. Ar trebui mult să discutăm în continuare despre îmbrăcămintea marelui preot. Este un lucru extraordinar, pentru că și marele preot era îmbrăcat de Dumnezeu în mod foarte deosebit, mai deosebit decât orice alt preot. Cel mai interesant lucru este pieptarul marului preot, care conținea 12 pietre prețioase, toate încrustate și bătute, de fapt, pe plăci de aur care conțineau numele fiecăruia dintre semințiile lui Israel. Apoi mai era ceva care încă specialiștii discută, este o dispută ce-o fi ăsta, ce nu este, este Urim și Tumim. Era un obiect, se pare, prin care marele preot putea să știe voia lui Dumnezeu foarte rapid în legătură cu un anumit lucru. Încă nici astăzi specialiștii nu știu exact ce era acest Urim și Tumim. Cam așa arăta marele preot lângă altarul tămuierii, în fața Sfintei Sfintelor, cu heruvimii pe perdeaua aceea dinăuntru templului. Este locul sfânt și locul preasfânt. În locul sfânt, în Sfânta Sfintelor, marele preot are voie să intre o dată pe an. Acum există o fel de legendă că întotdeauna când intra acolo, legau cu o funie de un picior
ca să rămână afară furnia, că dacă ăsta nu mai mișcă și nu se mai aude, nu se mai aud clopoței, că trebuia să aibă la haine, veți, dacă studiați hainele preotului, trebuie să aibă clopoței în jurul mantalei sale. Dacă ăsta nu face larmă cu clopoței, înseamnă că Dumnezeu l-a pedepsit, l-a lovit. Și atunci veneau ceilalți preoți și îl trăgeau afară cu funia din locul acela în care nu avea voie să intre nimeni decât marele preot. Vreau să închei, timpul a trecut foarte repede. Domnul Iisus Hristos, când a murit pe cruce, spune Sfânta Scriptură, că s-a petrecut un cutremur foarte mare în Ierusalim și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două. S-a rupt în două. Dumnezeu comunica în momentul acesta că este acces liber la Dumnezeu și nu mai este nevoie de intervenția unui preot specializat în domeniu ca să intri la Dumnezeu, ci oricare om are acces liber la Dumnezeu din momentul acela. Merită să studiați, să citiți toate textele astea din Scriptură, sunt extraordinare și veți găsi lucruri absolut interesante. Din păcate, timpul nostru este scurt pentru un asemenea exercițiu, dar vă mulțumesc că ați fost atenți și n-ați dormit la predica mea. Vă invit să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim Domnului pentru musafirii care ne-a trimis, pentru cântările minunate, Domnul să binecuvânteze și să fie cu ei. Să ne rugăm!